CSM Făgăraș a reușit o frumoasă performanță zilele trecute la meciul de baraj disputat la Sfântul Gheorghe. În urma victoriei obținute, echipa a promovat în Liga a treia. Dar pentru afilierea clubului la Federația Română de Fotbal, aceasta avea nevoie să facă dovada unui sediu. În acest scop, consilierii locale au atribuit cu titlu gratuit, pentru o perioadă determinată, un nou sediu al clubului. Contractul de acomodat pentru folosirea spațiului ca sediu al Clubului Sportiv Municipal a expirat în toamna anului trecut, iar pentru afilierea clubului la Federația Română de Fotbal era necesar întocmirea unui contract, astfel că aleșii locali au trebuit să atribuie, cu titlu gratuit, un nou spațiu. Am promovat acest proiect de hotărâre de Consiliu Local, deoarece, așa cum se știe, echipa comunității CSM Făgăraș, data de 20 iunie, a reușit să câștige barajul de promovare în Divizie C și astfel avem un termen destul de scurt de a depune dosarul de licențiere și dosarul de înscriere în Divizia C. Printre actele necesare în aceste dosare, ne trebuie să facem dovada de sediu și dovada că avem un contract în privința bazei sportive. De aceea am inițiat aceste demersuri. În pofida dorinței președintelui clubului, care a vrut ca această atribuire să se facă pe întreaga durată a evoluției echipei CSM Făgăraș, în al treilea eșalon valoric al fotbalului românesc, aleșii au hotărât ca atribuirea spațiului să fie valabilă pe o perioadă de doar 2 ani. Aș propun o perioadă determinată. Eu cred că deocamdată o perioadă de 2 ani de zile este suficient. Fiindcă se duce anul acesta și eventual încă un... Noul sediu al clubului de fotbal Făgărășan este pe strada Republicii numărul 3.